Bună dimineața, în special celor care n-au pus botul la povestea cu ciclonul. A fost un psaiop complet ratat și sunt foarte bucuros pentru treaba asta. Pentru cine și-a deschis mai târziu creierii sau s-a prăjit joi și habar n-are ce s-a întâmplat, un rezumat scurt. De vineri, de joi, de fapt, presa a început să heavy rotation pe vine ciclonul, murim, vine ciclonul. Au insistat într-o manieră absolut bizară și tot joi s-a mai întâmplat ceva. Ăsta, Fechet, cum îl cheamă? Fechete, de la Mediu, care până în joi a zis: da, vine viitura aia pe Dunăre de la ploi de săptămâna trecută, dar să stăm liniștiți, la noi nu-i ca la Buda, pe asta nu știu ce. Brusc a început să zică: stați puțin că Dunărea vine mai mare, hai să totuși să facem ceva la diguri, să mai investim, să mai cheltuim, să mai facem. De fapt, ce s-a întâmplat, oameni buni? S-au suprapus o nevoie firească de audiența presei, că presa v-a mai zis, ca să facă audiență trebuie să te sperie cu ceva, pentru că atunci când ai speriat, rămâi, urmărești știrile ca să afli cum scapi și atunci ei fac audiență și în firea lucrurilor ca presa să facă panică pentru bani. S-a suprapus asta peste două nevoi societare, să le zicem. Nevoia unor băieți care au zis: bă, stai puțin că dacă vine inundație ceva, păi nu furăm și noi niște ciment, niște betoane, niște pietriș, niște balast, niște... Nu casăm și noi niște diguri vechi, niște lemne, niște betoane, niște... Tot ce am construit noi prost la care am furat, hai să le dăm lovite de apă, avariat și așa mai departe. Și eu pun pariu pe o litră de muci, că de aia s-a sucit Fechete, cum îl cheamă, din n-avem nicio problemă, digurile sunt bune, în vai de capul nostru să vedem ce facem cu digurile. Pentru niște lucrări de urgență. Că așa e când ai situații speciale, nu mai faci licitații, te piși pe aia de lege, suni un tovarăș, fă și mie o factură de 4.000 de tone de beton și trimite două bascule, că ne scădem după. Iar a doua nevoie pe care societatea noastră, conducerea acestei țări, o resimte în acest moment, este nevoia politicienilor de a fi utili, de a fi importanți, relevanți. E campanie electorală. Îți trebuie un motiv să o scoți pe la Sconi, la TV, pe Ciucă, pe Ciolacu, pe ăștia. Ce alt motiv mai bun vreți decât o situație gravă la care oameni încruntați în costume perfecte să zică: de aseară sunt pe telefoane cu toți, mă ocup de tot, știu tot, atrag atenția că voi aveți grijă că... Și atunci presa dornică de audiență a făcut din căcat de ploaie ciclon. Politicienii, pentru foloase electorale, au zis: da, e mare ciclon, mare de tot, dar îl învingem. Iar businessmenii nivelul jos al societății, nivelul 2, că nu, ăștia cu apele române, cu ministerele, cu secretarii, așa, hai să facem niște bani, să fac ploaia aia, ca și au început asasinarea bietei populații cu iminența unui pericol care n-a existat. Pentru că azi e luni după masă, deja probabil că e virală postarea de la Meteo Moldova, un meteorolog sănătos la cap, care a zis că ciclonul e o furtună la care izobarele, sunt niște formațiuni pe acolo, se întâmplă niște fenomene, sunt închise în formă de cerc. Tot ce a fost pe cerul României de luni, marți, miercuri, joi încoace a fost cu izobare deschise. Deci nu nici vorbă de ciclon, nu înturnea condițiile pentru a fi ciclon, ci formațiune pluvio-va-va normală. Mai degrabă specifică verii, dar la când a fost vara de vară, este nu nicio problemă că a apărut în septembrie. În niciun caz, deci oamenii de profesie știu că nu e ciclon. De ce oamenii de profesie nu au mai avut loc în presă? De ce toată societatea politică și administrativă s-a complăcut în mizeria asta? Păi tocmai v-am zis. Să vă facă vulnerabili și să apreciați apariția oamenilor providențiali care vă salvează cu primăsurile lor. Să se fure niște bani, mulți, din lucrări, dracu să le ai, fictive, nefictive. Du-te acum la Galați și măsoară cât ciment s-a cărat, cât pietriș, câte încărcături de viitură, bolovani, lemne, nu știu ce, s-au cărat de contat. Nu se mai poate verifica. La situații speciale e foarte bănoasă povestea. Peste toate nevoia presei de a face audiență și cum altfel decât exagerând lucrurile.
partea miraculoasă, absolut minunată, este că se pare că societatea românească a dezvoltat în sfârșit anticorpi la manipulări în grup PSYOP. Când, de ce zic PSYOP, operațiune psihologică specială? Pentru că atunci când presa cu politicul și cu administrativul se unesc într-o minciună, iar serviciile secrete nu intervin și o lasă așa, asta e operațiune. Asta nu mai e că s-a întâlnit hoțul cu prostul și au furat o varză. Nu, asta este o manevră. O manevră prin care populația este condiționată mental să facă ceva. Au mai contribuit la panică și retail-ul, că na, oamenii care chiar au pus botul la povestea cu ciclonul s-au dus și a făcut provizii, adică Carrefour n-a mai vândut un coș mediu de 80 de lei cam fiecare sâmbătă. A vândut un coș mediu de 700 de lei, de 2500 de lei. Înțelegeți? Foarte multă lume a avut de câștigat din minciuna asta cu ciclon. Partea bună, că iar mă tot repet și uit și mă opresc și divaghez. Cel puțin jumătate din populație n-a avut nicio gară. Că lăsați miștourile care au apărut azi pe net, că e netul plin cu mi-a venit ciclonul, râdem. Este vorba de faptul că oamenii și-au văzut de viața lor. Au ieșit la pește, la grătar, au plecat de acasă, s-au dus la munte, s-au dus la mare, s-au dus și-au văzut de viața lor, pentru că au mirosit, fără să aibă pricepere în domeniu, au mirosit că din toată bubuiala asta cu vine ciclonul, lipseau datele exacte ale meteorologilor care se explice ce, cum, când. Au mai verificat și cu știrile de afară, care, de exemplu, pe povestea care a fost pe Germania, a fost mare tâmbălă, nu doar pe presa germană, pe toată presa europeană. Că na, implicațiile suntem vase comunicante, țările între ele, când e vorba de meteo. Numai la ciclonul românesc n-a reacționat nimeni și atunci unii s-au prins. Bă, stai că e harnel. Și vreau să-i felicit foarte tare pe acești români care după prostia Rezist, care tot așa a fost un psaiop, după prostia măsurilor anti-covid, care erau de fapt măsuri de fur de bani, după prostia cu pre-corder cu valiza lui Dragnea, păcând după toate prostiile pe care mass media a încercat și cu politicul să le bage pe gât oamenilor, de parcă ar fi importante și grave și așa mai departe, pe unii doare fix în pulă și chiar dacă unii categorisesc acum ca fiind inconștienți, dar nu le-a păsat, dar dacă era, nu mă, nu, deci nu era așa. Dacă era pe bune, nu era așa cum s-a încercat acum. Acum a fost doar isterie și harneală, tot felul de probleme pe care le rezolva numai acel lacu și tot felul de nevoi pe care le satisface Carrefour. Adică hai să ne potolim. Și tot felul de știri goale de conținut, doar să te uiți să faci rich, să plătească Vodafone 10.000 pe un spot în loc de 3.000. Absolut penibil. Felicitări celor care n-au pus votul. Ne vedem la următoarea operațiune specială de căcat eșuată, pentru că aici vreau să ajung. Bă, dacă jumătate din populație nu mai pune botul, e semn rău pentru băieții care trăiesc din asta. E semn rău și avem de-a face nu cu o decredibilizare meteorologiei, cum încearcă unii acum să zic. Băieți, e o decredibilizare completă a presei, s-a terminat în momentul ăsta, s-a trecut de jumate pe deficit, iar de politic va trebui ca oamenii politici să se poarte altfel și să comunice altfel, dacă mai vor să-i bage cineva în seamă. Haide, pa!